Bun găsit, stimați respectatori! Ne apropiem cu pași repezi de Săptămâna Mare, suntem în ajunul Duminicii Floriilor și ne bucurăm să putem continua un episod precedent cu tema Iisus, Fiul lui David, în Sfintele Scripturi, în Evanghelii și acum, în special, în Evanghelia după Matei. Noi am pus și un semn mirării acolo, al exclamării, pentru că nu putem în două episoade să abordăm persoana, personalitatea Domnului Iisus, dar încercăm câte ceva, atât cât se poate, să aducem înaintea dumneavoastră în aceste vremuri extrem de importante, de semnificative din punct de vedere spiritual, în legătură cu Mântuitorul Lumii, cu Mântuitorul nostru. Invitatul meu este pastorul, profesor, lector universitar, de fapt, doctor în teologie, Ioan Sas, acum și pastor al Bisericii Sfânta Treime din Bistrița, o mai veche cunoștință noastră, am realizat mai multe emisiuni, dar acum mă bucur că e mai la îndemână fiind în România. Mă bucur să ne reîntâlnim. Da, vă mulțumesc și eu mă bucur să fim împreună și sper ca prin această emisiune să putem să aducem puțină bucurie în această lume în care găsim tot mai puțină. De fapt, Duminica Floriilor, cum spunem noi românii și nu numai, este o duminică a contrastelor. Mulțimea era în sărbătoare, în euforie, în bucurie, iar Domnul Iisus Hristos plângea. Așa că sperăm prin mesajul cu referire la Domnul Iisus să fie împlinită această cerință, dar această opțiune, dar depinde de inima fiecăruia cum ne vom raporta la Iisus ca să fie plâns sau bucurie adevărată. Mi-aduc aminte, în urmă cu un an sau doi, mi-am intitulat predica de florii, slavă și lacrimi. Erau amestecate, era și slavă, erau și lacrimi. Să rezumăm în câteva propoziții, fraze, ce s-a vorbit, modul în care a fost prezentat în episodul precedent Domnul Iisus, pentru că, sigur, posibil ca unii dintre cei care ne urmăresc să nu fi văzut acel episod și pentru detaliere, sigur, pot să o fac, există modalități pe internet, prin aplicația Credo TV sau prin contul de YouTube să-l cunosc pe el, să vadă, dar haideți să le fim de folos și în acest fel. Da, ne-am focalizat pe înțelegerea persoanei lui Hristos din două perspective. O primă perspectivă pe care am abordat-o a fost una temporală și am urmărit în cursul istoriei modul în care Hristosul a fost revelat nouă, întâi în mod profetic prin Vechiul Testament, apoi istoric prin prezența sa întrupată în Evanghelii, apoi prin intermediul bisericii și a credincioșilor în fapte, apoi în mod practic în epistole și apoi în mod profetic în Apocalipsa. Cea de-a doua perspectivă a fost o comparație între modul în care Hristosul a fost prezentat și descris în cele patru evanghelii. Nu? Am lăsat Matei la urmă pentru că ne interesa în mod special pe noi, în Marcu ca fiind robul lui Dumnezeu, în Luca ca fiind fiul omului, în Ioan Dumnezeu, Logosul etern și în Matei Iisus fiul lui David, împăratul. Și pornind de aici am urmărit împlinirea, modul în care s-au împlinit perspectivele profetice cu privire la Mesia în lucrarea, în persoana și în lucrarea sa și eternă, dar și temporală. De aceea aș vrea să mai subliniez câteva aspecte care mie mi se par foarte, foarte interesante, pentru că există undeva aproximativ 40, chiar peste 40 de profeții strict despre persoana lui Hristos. Sigur, sunt foarte multe profeții cu privire la persoana lui Hristos, dar sunt 40 care sunt citate
în Noul Testament. Nu doar rostite, ci sunt regăsite în Noul Testament. Și aș vrea să dau câteva exemple, dacă îmi permiteți. De exemplu, cu privire la sintagma Fiul lui Dumnezeu, o găsim în Psalmul 2, la versetul 1 la 12, și apoi citată în Marcu, în capitolul 1, cu versetul 11, și în Luca, în capitolul 3, cu versetul 22. Apoi, despre Hristos, Fiul omului, este pasajul din Daniel, din capitolul 7, 13 și 14, citat în Matei, în capitolul 9, cu versetul 6, și în Luca, capitolul 9, cu versetul 22. Apoi, ca fiind descendent din David, găsim în 2 Samuel 7, 12 la 16, citat în Matei 1, cu 1. Iisus, fiul lui David. Născut în Betleem, Mica, capitolul 5, cu versetul 2, preluat în Ioan, în capitolul 7, 40-43. Apoi, despre înviere, avem Psalmul 16, 8 la 11, citat în Fapte 13, 35 la 37. Avem noul legământ în Ieremia 31 cu 31, citat în Evrei 12 cu 24, și multe alte astfel de profeții despre persoana și lucrarea Domnului, suferințele Domnului din Psalmul 22, citat în Matei 27, Marcu 15, piatra lepădată din Psalmul 118, 22 la 24, citat în Marcu 12, nașterea din Fecioară, Isaia 7, 14, nu? Citat în Matei, în capitolul 1, 22 la 23. Și crucificarea, cei 30 de arginți din Zaharia 11, nu? Pe care îl găsim apoi în Matei, în capitolul 26, 14 la 15. Deci prin aceasta vedem că există o unitate desăvârșită în revelația lui Dumnezeu prin Scripturi. Și prin profeție, de aceea cineva și spus, nu apărați Biblia, lăsați profeția să vorbească. Sigur că da. Și în mod special ceea ce ne interesează pe noi astăzi cu referire la persoana și la lucrarea lui Hristos. De aceea am ales câteva exemple. De ce sintagma Fiului David atât de des folosit în Duminica Floriilor, folosim și noi termenul cultural, mă rog, românesc, și în general, cum să spun, sorgintea, originea acestui termen și a semnificația lui. O să citim din Matei, capitolul 21, de la 4 la 9, citesc întreg contextul ca să înțelegem mai bine expresia Fiului David. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: spuneți fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine, blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și el a șezut deasupra. Cei mai mulți din orod își așteneau hainele pe drum. Alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele care veneau în urmă strigau: Osana fiului David! Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului! Osana în cerurile prea înalte! Și aș vrea să citesc și profeția care este preluată în pasajul pe care l-am citit, din Zaharia capitolul 9, versetul 9. Saltă de veselie, fiica Sionului, strigă de bucurie, fiica Ierusalimului, iată că împăratul tău vine la tine, el este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Ce elemente surprind aceste citări și din Vechiul și din Nou legat de sintagma Fiul lui David? Acum, ca să înțelegem mai bine ce se ascunde sau de ce este subliniat în mod special în Evanghelia după Matei această expresie, măcar că ea este reluată și în alte evanghelii, în mod special în Luca, mai găsim expresia fiului David, dar Matei subliniază în mod special această sintagmă Fiul lui David, și pentru a înțelege ar trebui să ne oprim puțin la specificul Evangheliei după Matei. Vă rog. În primul rând, așa cum am spus de fapt și în emisiunea anterioară, destinatarii primari a Evangheliei după Matei sunt iudeii. Iar scopul pentru care Duhul Sfânt l-a inspirat pe Matei să scrie această Evanghelie este de fapt întreit. Sigur că da, noi sintetizăm, scopul este același, unic pentru toate evangheliile, dar specific pentru Evanghelia lui Matei sau după Matei avem trei scopuri fundamentale, și anume, în primul rând,
pentru a demonstra că Iisus este Mesia. Acesta este primul scop în Evanghelia după Matei. De aceea, genealogia pe care o găsim în Evanghelia după Matei ajunge până la Avram, așa după cum am mai discutat, și ea urmărește minunile care se ateste. Evanghelia urmărește minunile pe care Domnul le-a făcut ca să ateste autoritatea lui Hristos și, foarte important, în Evanghelia după Matei sunt cele mai multe citate din Vechiul Testament preluate în Noul Testament. Deci Evanghelia după Matei, în Evanghelia după Matei găsim cele mai multe citate și expresii vechi testamentare. Dacă-mi permiteți, era strict necesar, pentru că adresându-se evreilor, evreii aveau ca normă, să zic așa, teologică de bază, Vechiul Testament, și atunci, făcând legătura între ce se întâmpla și profeția din Vechiul Testament, era mai convingător autorul. Dar era un argument că sunt la ei. Așa acolo, sigur. Al doilea scop specific Evangheliei după Matei era pentru a răspunde, sau a fost pentru a răspunde întrebării dacă Iisus a fost într-adevăr Mesia. Atunci, de ce nu și-a instaurat împărăția sa? De ce nu și-a instaurat împărăția atâta timp cât el este prezentat ca fiind Mesia? Asta i-a provocat foarte mult, pentru că n-au reușit să se sesizeze două profile Domnului Iisus, și de rob care moare și de împărat care urmează să domnească. Se oferă, s-a oferit și la prima venire, dar așa a fost cum a fost. Răspunsul pe care Matei l-a sugerat cu privire la întrebarea lor dacă a fost într-adevăr Mesia, de ce nu și-ar instaurat împărăția, este acesta. Iisus a venit ca Mesia, dar nu ca Mesia pe care ei îl doreau, ci ca Mesia de care ei aveau nevoie. Corect. Și atunci ei l-au respins pe acest Mesia de care aveau nevoie, continuând să-l aștepte pe un Mesia după profilul lor, pe care ei îl considerau. După închipuirea lor, da. Sigur că da. De fapt, într-un fel era închipuirea lor, în alt fel era un profil din Vechiul Testament, dar care nu se aplica atunci, în acel moment, de împărat care să scapă de toți opresorii și așa mai departe. Ei aveau argumente, dar n-au urmărit și partea cealaltă, nevoia lor, nevoia de Mântuitor. Da. Sigur că da. Iar a treia scop subliniat în Evanghelie după Matei este pentru a confirma nevoia de misiune printre neamuri. Tocmai de aceea Evanghelia după Matei se termină cu Marea Trimitere în 28, 19 și 20. Deși Mesia acesta va fi respins de către evrei, el trebuie predicat neamurilor. Tocmai de aceea, vedeți, un alt aspect fundamental în Evanghelia după Matei este chiar predica de pe munte, despre care am vorbit puțin, am amintit-o în emisiunea anterioară. Privind Constituția Împărăției. Privind Constituția Împărăției. Hristos pregătea practic, prin acel discurs de pe Muntele Fericirilor, pregătea mintea, pregătea așteptarea oamenilor a lui Mesia care el era. N-a venit să le dea așteptări imediate, așteptări. Era într-o contradicție totală cu ceea ce de fapt se proclama, se propovăduia. Afirmațiile din predica de pe munte sunt paradoxale pentru omenire. Tocmai la fel de paradoxale după cum era Mesia de care de fapt ei aveau nevoie și pe care l-au respins până la urmă. Dar Domnul încă de atunci își pregătește conceptul acesta de Mesia care de fapt întruchipa prezența mântuitoare. Se pare că erau niște tensiuni în iudaismul contemporan pe vremea Domnului. Acum, tensiunea era în societatea iudaică în vremea Domnului, pentru că contextul în care Domnul a apărut a fost unul. Sigur, Dumnezeu nu greșește, n-a apărut întâmplător și Dumnezeu să zică, wow, în ce context am venit? A venit la împlinirea vremii. Dar contextul era unul care exprima dintr-un anumit punct de vedere condiția umană. O condiție tensionată, deteriorată, căzută, fără speranță. De aceea poate că ar fi benefic să ne uităm puțin la contextul, știu eu, religios, la contextul social, politic, chiar istoric, din vremea în care Domnul Iisus Hristos începe să-și exprime mesianitatea. Vă rog. În primul rând, dacă ne uităm la contextul religios, ca să pricepem mai bine această sintagmă fiului David,
contextul religios este determinat de așteptarea mesianică. Sigur că de-a lungul sutelor de ani mesianismul a fost un fel de catalizator a tot ce făceau ei. Sigur că da, și religios, și social, și politic. Tot timpul l-au așteptat pe acel Mesia care să le rezolve problemele. Acel Mesia care să refacă gloria de altă dată a Israelului. Tocmai de aceea, vedeți, în mintea lor era o legătură strânsă între mesianism, și mă refer acum în perioada post-exilică, da? Până în vremea Domnului, o legătură strânsă între mesianism și gloria regatului lui David. De aceea, pentru ei, împărăție terestră însemna conceptul regal davidic. Și impunerea iudaismului asupra tuturor celorlalte națiuni, pentru că era mândria asta națională exacerbată, după opinia mea, la statutul de atunci al evreilor. Deci, misionarismul pe care el l-au primit din partea lui Dumnezeu ca să prezinte și națiunilor revelația despre Dumnezeu, unde au eșuat ca națiune, a fost plasat după dorința lor de a expansionist într-un anumit fel. Afirmare, da. De afirmare, sigur că da. Conceptul acesta de Mesia, de salvatorul, eliberatorul, nu, așteptarea unui rege pe linie davidică și-a pus și era amprenta practic vieții lor religioase. Din punct de vedere social, în acea vreme, și nu putem să intrăm în foarte multe detalii, erau niște oameni disperați, terorizați, sub papucul Imperiul Roman, da? Sigur că da. Oameni cu un puternic spirit de revoltă. Da? Partida zeloților era în creștere, tot mai mulți aderau la această formă radicală prin care încercau să-și găsească eliberarea socială și chiar politică. Dintr-un anumit punct de vedere putem să vorbim despre faptul că Hristos a venit într-un moment în care era o sete de libertate. Deci oamenii trăiau această sete, erau însetați după libertate, numai că după eliberare falsă. Exterioară. Exterioară. Ceea ce am putea să facem legătură cu astăzi cu Evanghelia socială. Nu? Oameni care prin creștinism vor să-și găsească, știu eu, un statut, să schimbe statutul, să găsească o anumită justiție. Încă dacă ar fi prin creștinism doar, dar caut o eliberare și de altă formă, prin altcineva decât... Așa este, dar știm și de mișcarea aceasta de eliberare socială și orientarea aceasta creștină. Ca și context politic, vedem niște conducători corupți. Era un moment în care, desigur, trebuie să vedem că societatea de atunci funcționa diferit decât cea de astăzi. Nu era separarea puterilor în stat așa cum funcționează astăzi, de exemplu. O să vorbim despre Sinedriu, care avea niște responsabilități foarte largi. Și religioase și politice. Atât politice. Juridice. Și juridice. Și juridice. Imaginați-vă trei responsabilități fundamentale în același corp. Da? Cum să nu fii corupt? Cum să nu fii corupt? N-avea cum să nu fii corupt, sigur că da. Erau politicieni fățarnici care foloseau religia pentru politică și politica pentru religie. Jucau la două capete tot timpul. Sigur, pe de altă parte era această administrație romană severă, strictă, cu formă și guvernatorul trebuia să-l mulțumească și pe cezarul. Și în același timp trebuia să găsească formule să țină și sub liniște și acest spirit rebel. Vă dați seama cât tact, câtă politică trebuia făcută cu cine? Cu Sanhedrinul, astfel încât să controlezi națiunea, societatea și în același timp să dai bine și la Roma. Multe compromisuri. Dar să ne întoarcem la esența discuției noastre, la Domnul Iisus, identitate, mă rog, în profilul, să spun, de fiul lui David. Ca să ajungem acolo, m-aș mai opri doar un minut la o realitate istorică, pentru că va fi foarte strâns legată de explicațiile ce înseamnă cu adevărat această expresie fiul lui David. Păi, realitatea istorică arăta de acest, în acest fel. Suntem în Ierusalimul, în preajma sărbătorilor pascale, nu era sărbătoarea azimilor urmată de sărbătoarea pascală.
sărbătoare cu pelerinaj. Scriu unii istorici că în această perioadă veneau până înspre 2 milioane de pelerini, într-un oraș în care locuiau permanent aproximativ 100 de mii de oameni. Imaginați-vă, de la 100 de mii de locuitori înspre 2 să milioane. Să zicem numai un milion. Numai un milion, sigur că da. De 10 ori mai mult, da? Da, pe de altă parte, acest act, acest fenomen al intrării Domnului, intrarea triumfală, spunem, în Ierusalim, doar cu câțiva ani înainte a fost precedat de o altă intrare revoluționară, Teodus Iordanianul, care în urmă cu câți ani a încercat să intre la fel triumfător în Ierusalim, are adepți, începe o revoltă. Ca un fals Mesia. Exact, este ucis, iar trupul lui este spânzurat de zidurile garnizoane romane. Pe fondul acesta, ce au zis? L-am pierdut pe un Mesia pe care am crezut că va fi, sigur, spiritul acesta mesianic venit pe linia Macabeilor. Și iată o nouă șansă. Se apropie o nouă șansă, există un posibil Mesia, vine pe linie davidică, putem să-l punem rege. E acreditat de multe minuni, semne pe care le-a făcut. În special de acestea. Știau ce a făcut, știau puterea pe care știau autoritatea. Gândiți-vă numai la discuția din Sanhedrin, când aprozii se întorc și sunt întrebați de Caiafa, dar de ce nu l-ați arestat pe... N-am văzut pe nimeni ca... Dar zice, n-am auzit de la nimeni așa cuvinte. Deci el, Mesia deja, Hristosul, avea autoritate, avea credibilitate, își demonstrase puterea, era personajul perfect pentru așteptarea mesianică pe care ei o aveau. Și în acest context, visul acesta mesianic legat de împărăția davidică, pentru că, repet, totul este legat de percepția mesianică aici. Hristos se apropie de cetate. Imaginați-vă ce a fost în inima preoților, al marelui preot, nu, al lui Caiafa, a socrului său Ana, văzând că pelerinii care au venit la sărbătoare, în loc să stea în templu pentru ce au venit și să fie focalizat pe ei, sigur că da, și pe jertfele și pe sărbătorile de acolo, ies și se duc spre Muntele Măslinilor să întâmpine pe Mesia. Ce tensiune! Și ei îl așteptau pe Mesia. Dar acest Mesia i-a trădat pe ei. Le strica socotelile. Sigur că da, și avea un alt profil decât el îl acceptau ca Mesia. Mesia acesta pe care venea acum ieșise din tiparele lor de Mesia. Nu în asemenea Mesia aveau nevoie. Și deja a fost o fractură între Mesia pe care Sanhedrinul, preoții, cărturarii îl așteptau și Mesia pe care oamenii îl așteptau. S-a creat această tensiune între mulțime și liderii religioși și acești oameni merg să-l întâmpine pe Mesia. Sigur, un alt tipar de Mesia decât el era cu adevărat. Și în felul acesta, oamenii ce au spus? Acesta este fiul lui David. Venea pe linie davidică, pe genealogie, probabil că ei știau acest lucru, se împlinea acest fapt, avea autoritate prin cuvinte, avea autoritate prin fapte și acum era momentul revoltei. Era momentul revoluției. Dar culmea, acest Mesia nu răspundeau, așa cum spunea unul dintre cei 12 mauzi, noi credeam că ne va scăpa de, parafrazez, de, mă rog, Imperiul Roman, de cotropitor. Nu vrea să acționeze pe linia asta. Nici n-avea cum. Nu acesta a fost... Păi care este scopul întrupării până la urmă? Pentru că ne vorbim despre adevăratul Mesia. Oamenii vedeau lucrurile doar pentru aici, doar pentru acum, doar temporal. Adică aceeași perspectivă omenească, binele imediat. Bine imediat economic, bine imediat social. Și pe plan exterior, nu fundamental da. Al inimii, al transformării vieții. Mesia care era cu adevărat și care...
El și-a enunțat filozofia de lucrare, o filozofie eternă de lucrare, dumnezeiască de lucrare, chiar prin predica de pe munte, în Matei, în capitolul 5, până la 7. Acolo este fundamentul gândirii mesianice. Și nu l-au priceput. Și toate erau pe dos de, când, de cum credeau și se așteptau. Era foarte neplăcut o asemenea constituție pentru omul care vroia aștepta altceva. Dar pentru că probabil nu erau la curent, nu știau care este gândirea adevăratului Mesia. Și nu vroiau să știe. Sigur, și atunci au încercat să-l întroneze cu forța. Imediat ei vor fi trădați. Imediat se vor simți trădați când vor vedea care este reacția și care este atitudinea Domnului odată cu intrarea lui în Ierusalim. Pentru că Domnul se duce la templu și va curăța templul de corupția de acolo. Și de corupția aceea am putea să vorbim foarte mult. Însă, aș vrea acum să urmărim semnificațiile expresiei fiului David în urma abordării contextului social, religios, politic din acea vreme. În primul și în primul rând are de-a face cu genealogia lui. Dacă ne uităm pe ambele spițe prezentate, atât pe linia lui Matei cât și pe linia lui Luca, vom vedea că amândoi ajung până la David, amândoi trec de David, dar ajung, se intersectează în David ambele genealogii. Sigur, Matei se oprește la Avram, Luca merge până la Adam. Deci, o primă semnificație a expresiei Iisus, fiul lui David, are de-a face cu confirmarea faptului că Iisus este un descendent pe linie davidică, pe genealogie regală, împărătească. Și acesta a fost un argument să fie ovaționat, să fie primit și văzut ca un posibil eliberator. De aceea striga Osana, care însemna mântuiește-ne, salvează-ne. Mântuiește-ne, salvează-ne. Da. Deci termenul de astăzi, osanale, este puțin distorsionat față de sensul, da, sensul primar. A doua semnificație pe care o găsim cu privire la Iisus, fiul lui David, este legat de asumarea destinului profetic. Acest destin profetic pe care îl găsim în Isaia, în capitolul 9, de la 6 la 7. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnia lui David și împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire. De acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Și aș vrea să reținem această parte finală la versetului 7. O va întări și o va sprijini prin judecată neprihănire de acum și în veci de veci, pentru că vom vedea o altă conotație fundamentală a sintagmei Iisus, vedeți, fiul lui David. Până acolo s-a ajuns că se considera că profetul Isaia nu vizează un singur personaj, ci două personaje. Isaia 53 nu intra în mentalitatea, în mentalul lor, ci doar astfel de texte unde era vorba de împărăție, de regalitate, de suveranitate a Israelului și a Mesiei Israelului asupra întregii umanități. Da, erau două modele de interpretare diferite între Isaia 9 și Isaia 53 de către cărturari. Deci, acest aspect profetic îl descrie pe Mesia ca fiind regele, ca fiind cel care va domni, care va stăpâni, și acest lucru imediat face tranziția înspre o a treia conotație pe care acest strigăt al mulțimii, odată cu intrarea Domnului în Ierusalim, l-a avut, fiul lui David, pentru că ei se așteptau ca acest Mesia să intre și să împlinească legământul davidic. Între altele, Psalmul 118, unde se vorbește de ce au citat de acolo, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, dar n-au mers până la sfârșitul psalmului unde zice legați jertfa și aduceți-o la altar. Da, și sigur că da. Citim ce au vrut din Biblie, cum mai fac unii din nefericire. Mai avem doar 17 minute să vedem cum încheiem da, survolarea subiectului. Da, o să ne încadrăm bine, pentru că aceasta este cea de-a treia semnificație la care am vrut să
insistăm puțin mai mult decât la celelalte două, și anume îl numesc fiul lui David pentru că ei credeau că în acest Mesia se va împlini, de fapt, legământul Davidic. Și aspirația la regalitate. Sigur că da, prezentat în 2 Samuel, în capitolul 7, cu versetul 16. Ci casa ta și împărăția ta vor dăinui veșnic înaintea mea și scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie. În Psalmul 89, versetul 3-4, Dumnezeu spune: am făcut un legământ cu alesul meu, zice Domnul, iată ce am jurat robului meu David, îți voi întări sămânța pe vecie și în veci îți voi așeza scaunul de domnie. Și atunci vedeau prin prezența Hristosului acest Mesia ca nici unul altul în istorie, cu atâta autoritate și putere. Deci ei au scos din ecuația lui Mesia divinitatea lui și vedeau doar umanitatea lui. Profilul de leu, nu și cel de miel. Așa. Și intenționat am spus să reținem versetul 7 din Isaia, din capitolul 6, unde vedem aceeași promisiune. Isaia capitolul 9, nu? Isaia capitolul 9, versetul 7, vedem aceeași promisiune de acum și în veci de veci. Această perpetuare, această constanță a domniei pe linie davidică. Deci de aici a venit percepția lor că în sfârșit se va reveni la domnia davidică după promisiunea pe care Domnul a făcut-o în legământul davidic, care se va răsfrânge peste toată națiunea. Mesia nu a venit, Mesia va veni, spun evreii de astăzi și evreii de după revelația lui Hristos pe care l-au respins. Cum legați aceste două forme de înțelegere a misiunii și mesianismului aferent titlului fiului David? Eu cred că în cunoașterea lui Dumnezeu, această sintagmă pe care necunoscătorii până la urmă au rostit-o, Iisus, Osana, fiul lui David, nu, salvează-ne fiul lui David, ei de fapt rosteau cuvinte profetice. Poate fără să știe, poate că ar fi interesant o asemenea abordare. Eu m-am dus până acolo încât am vrut să fac legătura sau chiar să cred că a început împlinirea primei profeții din Scriptură prin acest strigăt, și anume Geneza 3:15, acel fiu ca urmaș, da? Venit de la Adam, pe linia adamică, dacă ne ducem la Luca, acel fiu care va zdrobi capul șarpelui, acel născut din femeie care va zdrobi capul șarpelui. Deci, acel Mesia care venise pentru prima dată, ei nu credeau în două veniri, evident, urma să-și împlinească principalul scop de a zdrobi capul șarpelui, nu capul Imperiului Roman, să spun așa, dictatura politică exterioară, ci dictatura interioară, spirituală. Desigur, deci putea să fie o asemenea interpretare mesianică, poate la cineva mai avizat, dar omul de rând care a ajuns în Ierusalim, cred că era suficient de ignorant ca să vadă această finețe spirituală în afirmație pe care chiar ei de fapt o făceau. Totuși, adevărata semnificație a expresiei Iisus, fiul lui David, stă în mesianitatea universală a lui. Chiar dacă ei vreau să restrângă beneficiul prezenței lui Mesia doar pentru națiunea lor, intrarea triumfală în Ierusalim de fapt a însemnat poate chiar o trecere înspre expansiunea împărăției lui Dumnezeu dincolo de neamuri. Tocmai de aceea Domnul, când se apropie de Ierusalim, începe și plânge și face acea declarație dramatică: dacă ai fi cunoscut tu vremea măcar în această zi. Am vrut să te adun și dintr-o dată îți dau seama, păi stai un pic, păi nu este Mesia pe care noi l-am strigat? Renunță la statut? Nu este luptătorul în spatele căruia să ne aliniem cu toții? A renunțat la statutul de Mesia. Ne trădează? Și în momentul acela, cei care strigau Iisus, care este fiul lui David, și-au dat seama că era un alt fel de Mesia.
Deci avem de-a face cu două misionarisme, să zic așa, sau mesianisme, mesianismul revoluționar și mesianismul divin. Care era diferența? Păi exact ceea ce spuneam, ei l-au așteptat pe Mesia care îl voiau ei și a venit Mesia de care aveau nevoie. Au renunțat la cel Mesia de care aveau nevoie în favoarea Mesiei pe care îl așteptau ei. Și care e riscul profeției de Domnul Iisus apropo de, pentru viitor, apropo de respingerea celui care a venit în numele Tatălui? Realitatea pe care Domnul o prezintă este următoarea. Niciodată nu poate să fie un vid de autoritate, un vid de stăpânire. În momentul în care cineva refuză o autoritate, va accepta o alta, în care iese de sub o stăpânire, va intra sub alta. Dacă refuză adevărata stăpânire, adevărata autoritate, cu siguranță oamenii vor fi dispuși și deschiși să intre sub o altă autoritate. Iar în Ioan, în capitolul 5, versetul 43, Domnul spune așa: Eu am venit în numele Tatălui meu și nu mă primiți. Dacă va veni un altul în numele lui însuși, pe acela îți vei primi. Îl veți primi. La cine se referă? Acesta este un tipar al anticristului. Și Ioan, tot Ioan va scrie în epistolele sale despre acest spirit anticristic. Pentru că în versetul 43, cu siguranță, putem să vedem atât termenul generic anticristic ca filozofie, ca modalitate. Au fost mulți anticriști, nu? Dar, sigur, cu siguranță, la sfârșitul vremurilor ne referim și la persoana. Iar telespectatorii au urmărit mai multe emisiuni în care noi ne-am referit la semnul care e foarte, foarte aproape, când acest superlider mondial, să zicem mai frumos, da, va încheia un pact conform Daniel 9:24-27 cu Israelul și se va dovedi un fals Mesia. Dar să revenim la vremurile, să spun, primei veniri și să vedem dacă putem merge spre niște aplicații. Mai avem doar 10 minute. Eu cred că sintagma fiului David, în esența ei, întruchipează întreaga misiune a lui Dumnezeu pe pământ, misiunea de salvare. De ce spun lucrul acesta? Pentru că împlinește misiunea lui Dumnezeu instaurând o nouă etapă a împărăției. De aici încolo vom vedea o etapă care este din granițele Palestinei. Tocmai de aceea vom vedea că discursul Domnului de aici încolo pentru ucenici, pentru apostoli, va fi unul misionar, unul în care se depășesc granițele. Am să fac o remarcă aici. Imaginați-vă momentul în care Domnul merge într-un ținut în Siro-Fenicia și întâlnește o mamă. Și mama aceasta îl abordează pe Domnul, femeia aceasta îl abordează pe Domnul și spune: fiica mea este bolnavă. Și Domnul răspunde atât de plăcut conceptului mesianic iudaic, zice: n-am venit decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Ăsta e Hristosul nostru, ăsta e Mesia al nostru, care este focalizat pe noi. Și apoi zice, este dialogul cu femeia, la un moment dat Domnul zice: nu este bine să iei pâinea și să o dai cățeilor. De la fii, de la copii și să o dai la cățeilor. Deci, vezi, își întărește conceptul de Mesia iudaic. Pentru că așa îi numeau pe cei dintre neamuri, câini. Pentru că la finalul întâmplării... Deci a vorbit prin perspectiva lor. Ăsta e Hristos, ăsta e Mesia al nostru, nu? Ce bine ne simțim cu un asemenea Mesia. Dar la sfârșitul întâmplării își dau seama că el trădează cauza. În momentul în care zice: mare este credința ta. Păi cum adică credință? Pentru că această femeie, să spunem, pentru cei care nu știu, a răspuns foarte înțelept și a zis: da, dar și căței se satură de la masa. Este exact planul profetic pe care îl descoperim în ceea ce Dumnezeu a pus în sintagma fiului David, intrând în legământul davidic. Și să nu uităm că David înseamnă și dragoste. Cuvântul David înseamnă dragoste. Și fiul dragostei tatălui, da? Am putea să spunem mai mult că legământul davidic intră, întărește legământul abrahamic, da? Care sunt toți, în care intră toți fiii credinței, dincolo de națiune, iar pe linie regală, aceea de stăpânire, de împărăție, tot pentru eternitate, dar nu pe linie națională,
ci pe linie spirituală. De aceea cred că în această sintagmă fiul lui David descoperim ceea ce noi spunem Missio Dei, adică misiunea lui Dumnezeu de a împărăți și de a aduce în împărăția sa pe cei care încă sunt în împărăția Întunericului. Spuneți despre un impact spre bucurie la adresa telespectatorilor sau cu privire la telespectatori și eu am spus că e și un impact de tristețe, de reculegere, de plâns chiar. Dacă vreți să comentați, mai avem 5 minute, de ce a plâns Domnul Iisus Hristos pentru Ierusalim, pentru cetate și de ce poate să plângă astăzi pentru unii dintre cei care ne urmăresc sau pentru alții care, încă cei care ne urmăresc, mă gândesc că sunt aplecați spre cele spirituale. Pentru atâția din lume care nu mai sunt atenți nici la profeție, nici la Iisus, nici la creștinism și e dimpotrivă o luptă teribilă împotriva tot ceea ce este sfânt și dumnezeiesc. Eu cred că imaginea pe care Domnul a avut-o în momentul în care a plâns pentru cetate nu a fost doar pentru poporul ales al lui Dumnezeu. Iisus a plâns pentru întreaga umanitate acolo. El a văzut atât faptul că Israelul, care a primit atât de mult, în care s-a investit atât de mult, a eșuat în responsabilitate care a fost încredințată, dar în același timp și neamurile care până atunci nu avuseseră acces la revelație, dar care erau la revelația care trebuia să vină pe linie națională pe Israel, dar și la dezorientarea, pierderea, îndepărtarea a ceea ce Dumnezeu a intenționat pentru om. A fost un plâns al durerii, poate și văzând confruntarea directă cu păcatul pe care îl va avea doar peste câteva zile, al trădării, al unei umanități căzute, dezorientate. Cu siguranță, dincolo de aspectul iudaic și al Ierusalimului, s-au văzut toate acestea, dar Domnul Iisus a plâns în casa lui Lazar pentru un om sau pentru o familie. Aici convingerea mea, și nu o să vă supărați că am convingerea, este în special pentru Ierusalim și Israel, pentru că le și spune, pentru că voi n-ați cunoscut vremea în care ați fost cercetată, vi se vor întâmpla cu tare și cu tare. Deci, într-un fel anul este... 70. Și apoi în grădina Ghețimani a plâns în rugăciunea de mare preot pentru lumea întreagă. Dar, sigur, astea se pot extinde și putem învăța, de aceea v-am și întrebat ce pot să învețe și ce putem cu toții să învățăm și unii telespectatori, chiar toți oamenii de pe pământ, din o șansă ratată. Pentru că despre asta este vorba. Au așteptat un fiu al lui David, cum și l-au închipuit ei și nu cum l-a oferit Dumnezeu, cum foarte bine ați subliniat. Vedeți, eu cred că plânsul acela al Domnului a încheiat o etapă în istorie. Etapa unui rol pe care Israelul l-a avut în istorie și poate că aceea a fost durerea neîmplinirii. Pe de altă parte, simplu spus, o lume fără Mesia, o lume fără Dumnezeu, nu poate să fie decât o lume de plâns. Vrednică de plâns. Vrednică de plâns. Și cine putea să vadă aceste realități de deasupra, nu înfierbântați între mulțime, decât cel care era etern, infinit, atot știutor și care era Dumnezeu, care era printre ei. Privind spre telespectatori, un mesaj referitor la conținutul Duminicii Floriilor în 3 minute, la această zi, după cum spuneam la început, a contrastelor. Cu siguranță, dacă putea să fie cineva care să intre triumfal în Ierusalim, acela era Hristosul. El a venit ca Mesia, a venit ca Mesia pentru întreaga lume, nu doar pentru o națiune. A fost dezamăgit de modul în care aceștia au înțeles mesajul pe care Dumnezeu l-a avut pentru ei, tocmai de aceea și plâns. Însă, revenind astăzi, Mesia este același. El încă oferă șansă, El încă cheamă, El încă poate să intre triumfător, pentru că El a triumfat și este biruitor. De aceea, dacă vrem să-i dăm cinste și onoare, să-L primim ca regele care este, ca Mesia care este, ca Mântuitorul care este și poate să fie pentru noi, pentru toți.
să nu respingem și nici să nu-l acceptăm doar în măsura beneficiilor noastre imediate, ci să căutăm mai întâi ca acest Mesia să aducă binele etern pentru noi și toate celelalte lucruri după promisiunea Lui ne vor fi date pe deasupra. Pentru că Mesia, în primul rând, rezolvă problema noastră eternă, dar are grijă și de lucrurile de care avem nevoie imediat. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Iar acest Mesia ne spune în Apocalipsa 3:20: iată, eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu și îmi deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. E un fel de mini-duminica florilor oferită fiecarei ființe de pe Terra. Fie să nu procedăm cum au procedat evreii de odinioară, ci să-l primim în inima noastră și atunci va fi o splendidă bucurie. Și închei cu fraza, propoziția: dacă genele nu au lacrimi, sufletul nu are curcubeu. Fie să avem lacrimile pocăinței și vom avea și bucuriile prezenței lui Iisus, cel viu, adevăratului Mesia în viața noastră. Mulțumim invitatului nostru, vă mulțumim dumneavoastră, să-L cunoaștem pe Domnul Iisus, să ne asemănăm cu El și să spunem și altora despre El. Dumnezeu să ne ajute. Mulțumesc! Să fiți binecuvântați de Domnul!